proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție din cadrul proiectului România are nevoie de tine, implică-te. Astăzi, alături de noi, se află unul dintre cei doi senatori care reprezintă diaspora în Parlamentul României. Este vorba despre Mihai Dohotar. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Să sperăm că vom avea o discuție constructivă. O să vă pun așa întrebări și o să dezbatem și câteva dintre răspunsurile pe care le-am primit în cadrul studiului Argument, pe care l-am realizat recent. Așa, să începem un pic cu prezentarea dumneavoastră, pentru că nu ați mai fost la noi, e prima oară când veniți în studiourile DC Media Group. Știu că ați lucrat în diaspora, dacă puteți să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, pentru că românii din afara granițelor țării tot timpul își doresc să fie reprezentați de români care au lucrat în străinătate și care sunt ca ei. Da. Mă numesc Mihai Dohotar, de loc sunt din Suceava. Am plecat în diaspora în 1995, în Grecia. Am locuit, am muncit, mi-am desfășurat activitatea 25 de ani acolo, împreună cu familia ultimii 20 de ani. Am avut o activitate și antreprenorială în ultima perioadă. Familia a revenit odată cu mine în 2020, mai puțin băiatul, care a rămas acolo și șansele să se întoarcă sunt destul de reduse. În schimb, soția, fata și nepotul au revenit și ei. În 2020 am venit inițial invitatul, oricum, să particip la, să fac parte din echipa secretarului de stat de pe atunci în Departamentul Românilor de Pretutindeni, ca și consilier. Apoi, și după cum bine știți, în 2020, pe fondul pandemiei, toată a fost așa un trend de foarte mulți români s-au repatriat, măcar pe o perioadă a pandemiei. În acest context, undeva prin iunie, am hotărât și eu să îmi închid una din afacerile acolo și să îmi continui activitatea în România, mai ales că eram și implicat politic și aveam activitate și aici. Vă solicită românii la cabinetul parlamentar? Vroiam că... să completez doar că mandatul de senator l-am preluat din mers oarecum în noiembrie anul trecut, în urma deciziei unui coleg care a fost domnul senator Viorel Badea, care a plecat în diplomație și datorită faptului că eram pe locul 2, am fost pe locul 2 în alegerile 2020, am preluat mandatul cumva din mers, un mandat de aproximativ un an de zile, într-un an destul de dificil, cum știți, cu 4 luni de alegeri. În mare, am încercat în tot timpul acesta să mă integrez și să îmi fac treaba și să aduc contribuția la a găsi soluții pentru românii din diaspora, atât cât îmi permite timpul. E drept o perioadă de un pic peste un an pentru câte probleme are diaspora și câte aflăm și noi zi de zi în emisiunile pe care le facem. Nu e una îndelungată, numai implementările și propunerile legislative au un traseu destul de lung. Da. Birocrația continuă să fie una stufoasă, nu neapărat doar la nivelul României. Am văzut și la Bruxelles ce se întâmplă, că poate uneori e mai complicat acolo decât în România. Conform unui studiu Argument pe care l-am realizat recent, 88% dintre români spun că nu au adresat niciodată o întrebare deschisă unui parlamentar român. V-aș întreba dacă vă caută românii la cabinetul parlamentar și cât de des se întâmplă asta? Eu în perioada asta am primit destul de multe solicitări, chiar pe adresa personală de mail, dar și mai ales pe adresa de mail a Comisie pentru Românii de Pretutindeni, în care fac parte. Deci, depinde cum vedem acest lucru. Poate ține și de încrederea pe care au românii, în general, în politicieni și în instituțiile statului român. Dar noi, cel puțin în comisie, am dat întotdeauna curs acestor solicitări și eu personal, pe cele primite, am încercat să
le rezolv sau să le răspund într-un timp util lor, nu într-un timp, un timp legal, care știm că dacă ar fi să răspundem românilor că, sau oricăror probleme în termene de 30 de zile sau de multe ori poți fi prea târziu. Mulți și-au gândul. Da. Bănuiesc că multe dintre întrebări și propuneri s-au transformat și în anumite inițiative legislative sau pe acolo. Dacă ne puteți nu spune... Sau măcar ca nivel de propunere, să spunem. Concret, în perioada asta am fost co-inițiator la câteva proiecte de modificări legislative sau de legi, unele cu implicare, cu aplicabilitate mai mult sau mai puțin pentru românii din diaspora, dar am aproximativ 5 luni de zile de când lucrez la o lege mai cadru, mai care cuprinde problematica românilor din diaspora, problematică pe care eu am constatat-o și am încercat să o integrez în această lege pe parcursul anilor pe care i-am petrecut în diaspora, în urma întâlnirilor cu mediul asociativ din diaspora, în urma întâlnirilor mele cu oamenii în comunități și la diverse evenimente. Aceste problematici am încercat să le integrez în totalitate în această lege. Nu am vrut să inventez eu ceva nou, dar asta e rolul, gândesc eu că rolul unui parlamentar este ca să adune toate aceste cerințe ale cetățenilor din circunscripția pe care o reprezintă și pe cât posibil să fie integrate toate, să se concretizeze în anumite legi sau modificări legislative. Sigur, concret, acum dacă ne puteți spune despre ce este vorba. Da, este o lege cadru de conectare a românilor din diaspora. Sunt problematici diverse, începând de la educație, știu, facilități fiscale, ajutoare, nu ajutoare, mai mult programe de finanțare. În general, despre cam tot ce ne întreabă românii, că cei mai ales cei care vor să repatrieze, dar nu neapărat pentru cei care repatrieze, și cei care locuiesc în continuare în diaspora, legat de activitatea lor de acolo, dar și de o eventuală repatriere. Da. Îi vedeți mai degrabă implicați pe români în comunitatea din care fac parte? Sau, nu știu, și-ar dori să se implice și în România? Că totuși mai au rude rămase, mai ai copilul, mai ai poate unii dintre ei care nu au reușit să-și ia familia. Chiar studiul Argument spune că ei par mai degrabă interesați să se implice în comunitatea nouă din care fac parte. Oarecum de înțeles? Cu siguranță. În momentul în care treci de perioada de adaptare și înveți limba și începi să fii conectat la tot ce înseamnă viața socială, tot ce înseamnă viața ONG-ului în țara respectivă sau tot ce înseamnă activitatea ONG-ului românești din diaspora. Simți nevoia, dacă ești informat și dacă îți permite timpul sau dacă chiar vrei să lași o amprentă în comunitatea în care trăiești, e normal ca să fii implicat. Este adevărat că mulți sunt implicați acolo unde își trăiesc 30 zi cu zi, dar să știți că am cunoscut foarte mulți români care își doresc să implice în viața celor comunități din care au plecat. Pot să vă dau și ca și exemplu faptul că mulți dintre ei și la locale, de exemplu, au venit în România să își voteze oamenii în care au încredere pentru primării, consilii locale, județene și mai departe. Votul rămâne în continuare. Votul rămâne în continuare principala armă prin care poți să decizi viitorul comunității din care faci parte. Totuși, o statistică destul de îngrijorătoare, în opinia mea, la ultimul rând de alegeri, avem puțin peste 200.000 de voturi. 220.000 în condițiile în care AEP-ul, Autoritatea Electorală, pregătise câteva milioane de buletine de voturi. A fost cam o dezamăgire din punctul ăsta de vedere, puțin votanți. De ce credeți acest lucru? Pentru că, în primul rând, știm cu toții și nu putem să ne ascundem faptul că românii în general și cei din țară au încredere din ce în ce mai scăzută, mai ales în politicieni. Locul la care trebuie cu toții să acționăm în viitor, dacă vrem să măcar să concretizeze în vot
mulți din diaspora au ales să-și exprime nemulțumirea și tot acest dispreț față de tot ce se întâmplă în România, din punctul lor de vedere, prin reprezentare la vot. Cred că a fost un răspuns, adică a fost un tip de a ne arăta că nu suntem tocmai pe un drum bun din punctul acesta de vedere și ar trebui să-l luăm în seamă. Nu înseamnă că lucrurile nu s-au schimbat în România. Eu am văzut, vă pot spune din propria experiență, că s-au schimbat foarte multe lucruri în bine, dar trebuie să ai și ochi să le vezi, să ai și disponibilitatea să te informezi, să te informezi din surse corecte. Eu am avut un prim pas și o primă intenție de repatriere în 2008. Am stat o lună în România, mi-am făcut firmă, am încercat să mă pun la punct cu legislația, mi-am dat seama că nu sunt pregătit. M-am întors, dar când m-am întors, de fapt, familia a rămas acolo. Eu am venit doar să pregătesc terenul. Când m-am întors, am fost ferm hotărât să, de ca din acel moment să încep să mă informez din punct de vedere legislativ, civic și așa mai departe, ce se întâmplă în România. Pentru că a fost o perioadă destul de lungă în care am fost rupt de... Nu poți să faci un pas din ăsta fără să fii informat și să fii pregătit și din toate punctele de vedere. Și în 2008, cine nu era pregătit? Dumneavoastră sau statul să vă primească? Eu. Că mă gândesc că între timp lucrurile au evoluat. Din 2008 până astăzi sunt 16 ani. Adică România a evoluat clar, spre bine. Clar. Adică ne uităm doar la salariul minim pe economie. Care Trebuie să fii foarte rău intenționat să nu recunoști schimbarea în bine a României. E adevărat, sunt multe lucruri de făcut. Nimic nu se poate face peste noapte. Poate că ar trebui să promitem mai mult, să promitem mai puțin și să facem mai mult. Recent am auzit o promisiune a unuia dintre candidații la prezidențiale cu o scutire de taxe și impozite pentru românii din afara granițelor țării, pentru banii cu care ar veni. Cât de realiste o astfel de promisiune și v-aș întreba de asemenea dacă nu cumva scindăm iar România în două, să fie românii care au muncit în țară invidioși pe românii care vin din afara granițelor țării că îi beneficiază de o scutire de taxe. Fără să încerc să critic această declarație, dar din punctul meu de vedere, cel puțin una din cele două promisiuni pe care le-am auzit, la care vă referiți, se vrea prin ea o scutire de taxe care nu există. Adică să taxeze banii pe care îi aduc românii din diaspora în țară este reglementată. Avem acorduri care interzice dubla impozitare. N-am înțeles, dacă mă întrebați mie foarte clar ce a vrut să transmită prin acest mesaj. Deci mai degrabă pare un slogan electoral. Așa este, pe de o parte banii aia sunt câștigați, sunt impozitați odată. Dacă ai salariu mare în străinătate sau afacere, odată sunt impozitați, n-ai mai avea cum să-i mai impozitezi încă o dată când vin în țară. Poate doar o scutire de, nu știu, pe salariu sau... Putem, nu avem decât să avem răbdare să vedem dacă se concretizează într-o dispoziție legală sau într-o hotărâre de guvern care să ne explice foarte clar ce anume a vrut să spună cu această măsură, cu această promisiune, de fapt. Da. Cum credeți că am putea să convingem românii să se implice mai mult în viața civică din România? Implicare, bine, implicare aici înseamnă, avem o gamă largă de paliere. Haideți să începem cu votul, care e foarte important. Am discutat un pic la începutul emisiunii. Da. Cum îi convingem pe români să meargă la vot? În străinătate am încercat să introducem votul prin corespondență, votul de la distanță. E un pic mai bine, nu mai stai la cozi. Dacă vom merge în continuare pe același trend descendent de participare, nu vor mai fi niciodată cozi și fără să mai fie nevoie de vot electronic. În primul rând, votul prin corespondență este una din metodele de vot foarte la îndemână oricui. Probabil că trebuie mult mai mult mediatizată în primul rând și foarte bine explicat prin acțiuni care sunt destul de la îndemână noastră să o facem prin misiunile diplomatice sau prin asociațiile românești din diaspora. A crescut numărul de votanți prin votul prin corespondență.
Cum să-i atragem să voteze mai mult? Probabil, în primul rând și în primul rând, pe mine românii mă întreabă în întâlnirile pe care le-am cu ei de ce să merg la vot, ce a făcut România pentru mine. Probabil că este timpul, am avut și o declarație politică în acest sens în Senatul României, să ne întoarcem dacă vrem și ne dorim atât de mult să îi avem înapoi acasă, măcar o parte dintre ei, să ne întoarcem cu adevărat față către ei și să venim cu mesaje clare față de ei, ce anume vrem să facem concret. Avem modele, avem țări din Comunitatea Europeană care au acționat în acest sens și au acționat cu mulți ani înainte de noi, Polonia, Portugalia, Irlanda, chiar și Grecia. Deci eu cred că, în primul rând, trebuie crescută încrederea în instituțiile românești, trebuie crescută încrederea în politicienii românești. Sunt convins, din punctul meu de vedere, că și o creștere a reprezentării lor în Parlamentul României ar putea ajuta. Da, un punct foarte important, creșterea reprezentativității, ne tot uităm pe paralel, discutăm și ne uităm și pe studii, conform Institutului Argument, care a realizat o cercetare în acest sens, la una dintre întrebări, dacă ar fi nevoie de creșterea reprezentativității diasporei în Parlament, o parte importantă, să zicem așa, dacă eliminăm și non-răspunsurile, deci avem 57,5% dintre români spun că nu ar trebui și avem 42,5% dintre români care au răspuns la această întrebare, spun că ar trebui să crească. Părerea mea este că e undeva împărțit, e la 50-50, a spune, chiar dacă înclină un pic balanța spre nu. Dumneavoastră spuneți că în mod clar ar trebui să crească. Nu avem în acest moment 4 deputați, 2 senatori, dumneavoastră unul dintre ei. Da. Deci, în primul rând, eu m-am uitat un pic peste cercetarea făcută de trustul dumneavoastră și am observat, în primul rând, vă întrebam și înainte de emisiune, vreau să îmi fie mai clar explicat dacă eșantionul pe care s-a făcut cercetarea sociologică fac parte și cetățeni români din diaspora. Am înțeles din ce mi-ați spus cam care a fost ponderea prin acele focus grupuri făcute pe regiuni, câte am înțeles. Da? Da. Dacă eu sunt convins că rezultatul s-ar fi putut fi altul, dacă erau întrebat strict cetățeni români din diaspora, eu nu vă ascund că este una din întrebările pe care mi se pune și este una din cerințele lor. Deci nu există întâlnire, nu există eveniment la care se participă și la care, după care discutăm și analizăm, să nu mi se aducă această, să nu mi se ridice această problemă. Eu vă spun că ei își doresc o reprezentare mai bună. 6 parlamentari de diaspora, în condițiile în care eu nu o să vin aici cu o cifră, dar, știți, se vehiculează cifre de la 5 la 8 milioane, nu ajung 6 parlamentari. Vă spun de ce. În primul rând, noi nu ținem, sau ținem prea puțin cont de faptul că avem 3 categorii de diasporeni, de români, cetățeni români din diaspora. Avem diaspora de înainte de 90, avem diaspora istorică și avem o diasporă, așa zis, economică, după 90. Problematicile sunt total diferite și 6 oameni, indiferent cât de bine intenționați ar fi, indiferent cât de bine s-ar înțelege cu ei, exceptând apartenența lor politică, este aproape imposibil să concretizeze în legi sau în modificări legislative a tipul ăsta de problematice. Vă spun că am fost și consilier o bună perioadă la fost senator de diaspora destul de mulți ani. Sunt de un an și ceva în funcție, în această poziție și mi-am dat seama că este efectiv imposibil fizic să acoperi zona, să acoperi multitudinea de problematici și să acoperi
toate aceste tipuri de diasporă de care vă spuneam. Da. Pe de o parte, trebuie să și interacționați cu ei și sunt atâtea comunități. Avem milioane de români în Spania, milioane în Italia, avem 2 milioane aproape în Italia. Germania, cred că tot așa, spre 1 milion. Statisticile vă rog... Vă spun că din datele mele sunt peste 1 milion. Aveam vreo 850.000, citeam, dar e clar că... A existat o tendință de repatriere în urma crizei economice din 2010 și în timpul pandemiei. Dar nu toți s-au repatriat. S-au repatriat pentru o perioadă scurtă de timp. Avem o categorie de cetățeni români din diaspora care au hotărât să plece din țările în care au fost afectate major de criza economică și au plecat doar soțul. De multe ori soția, copiii au rămas la școală, au rămas în țara, în prima țară de adopție. Este greu să calculăm și să delimităm această tendință de repatriere. Mă spuneați de ce înseamnă poziția românilor față de cei 6 parlamentari și de faptul că ar trebui să interacționăm cu ei. Eu vă spun că începând chiar din decembrie, nici măcar în timpul vacanței parlamentare, nu cred că am stat un weekend acasă, în afară de perioada de sărbători de Crăciun și de Paște. Am fost aproape în fiecare weekend într-o anumită comunitate. Credeți-mă că nu am reușit nici măcar să acopăr un sfert decât mi-aș fi dorit. Și ținând cont de faptul că nici nu ai, în diaspora nu poți, n-ai ce căuta în timpul săptămânii, adică este inutil. În afară de faptul că luni, marți, miercuri, prima perioadă de săptămânii avem activități în Parlament și trebuie să fiu prezent la comisii, la ședințe, la plen, la așa mai departe, avem și partea asta pentru că pe românii poți aduna, poți să te întâlnești cu ei, unde? La asociație, la biserică, în timpul evenimentelor. Când se produc toate în weekend. În timpul săptămânii, prea puțin poți să interacționezi cu ei, decât online, prin tot felul de mijloace, altele decât fizic. V-aș întreba ce funcționează mai bine pentru românii din afara granițelor țării, biserica sau asociațiile? Sunt tot mai multe asociații, vedem că se înființează zilnic, cred. Părerea mea că ambele funcționează. Dacă cei care reprezintă asociațiile sau bisericile au alocă timpul necesar și vor să fie utili în comunitatea în care funcționează, ambele sunt la fel de importante. Că sunt mulți români în afara granițelor țării care se întâlnesc la slujba de duminică, la școlile acestea de duminică, de weekend, tot așa, școlile de weekend... Și vedem că sunt foarte multe, adică dacă luăm o listă așa asociațiilor românești, vedem că an de an sunt tot mai multe. E clar, dacă ați discutat direct cu românii din afara granițelor țării și spun că ar avea nevoie de mai multă reprezentativitate în Parlament, asociațiile acestea probabil se gândesc ei că nu le conferă așa o mare reprezentativitate și își pun bazele în dumneavoastră și în creșterea numărului de parlamentari. Avem și o statistică Eurostat, care a fost făcută publică de profesorul Dumitru Sandru într-un studiu, spune că undeva la peste 190.000 de români au revenit în țară în 2022. Ce credeți? Putem păstra ritmul acesta de repatrieri? Bine, 2022 a fost și cu pandemia, a fost un context mai delicat, să zic așa. Aici se adaugă câteva întrebări suplimentare, cât a fost intervenția statului prin măsuri și cât a fost, de fapt, o criză de care au fugit românii din afara granițelor țării. Părerea mea este că s-a menținut un oarecare ritm și îl putem menține, s-ar putea menține. De cât știu, la 1 ianuarie 2023 încă era în creștere acest trend. Din ce îmi spun ei când, în întâlnirile pe care le-am, foarte mulți își doresc să se întoarcă,
nu neapărat din motive financiare. Adică chiar și cei din zonele în care salariile au ajuns deja la, sunt aproape ca în România sau chiar mai mici decât în România, preferă stabilitatea. Ce văd eu ca și tendință de repatriere este în categoria românilor care au plecat în diaspora în anii 90, care se apropie de vârsta de pensionare și care se gândesc foarte serios la să-și petreacă după pensionare viața, timpul în România. Iar cu ceilalți ține tot de statul român. Ei nu, mi s-a părut că, v-am spus, nu sunt zone întregi. Sudul Europei, Cipru, Grecia, sudul Italiei, chiar Portugalia, sunt țări în care salariile, în cele mai multe cazuri, sunt mai mici ca în România. Sudul Italiei, da. Un caz special, să zic așa, da. Care, nu știu, am discutat și noi cu români din afara granițelor țării din sudul Italiei, care nu cred că în România poți să câștigi 1000 de euro. Nu le vine să creadă, eu nu te cred. Da. Asta se poate demonstra. Dar v-am spus, când i-am întrebat de ce, dacă atâta timp cât poate scutești niște cheltuieli, nu mai plătești chirie, nu mai... poate că prețurile chiar și la tot ce înseamnă viață de zi cu zi sunt la fel. Și cei care nu, încă nu sunt hotărâți dacă să facă pas sau nu, sau chiar spun că nu o să-l facă niciodată, spun că preferă stabilitatea. Da, pentru că planurile lor ar putea fi un pic date peste cap, având în vedere inflația asta care în România avansa galopant și vedem prețuri ca în Germania. Adică dacă românii pot să confirme, dacă te duci într-unul dintre celebrele supermarketuri, ca să nu le dăm noi nume, deși ele se știu foarte bine care sunt, nu mai e așa mare diferență de prețuri sau uneori sunt mai ieftine în străinătate. Să nu fie planurile celor care vor să se întoarcă la pensie un pic date peste cap, crezând că altfel trăiești în România cu banii ăia. Nu, probabil, vă spun, din propria experiență, mi-este imposibil să cred că există foarte mulți români care își reneagă țara de unde au plecat. Chiar și termenul, noțiunea de patriotism, cel puțin pentru mine și pentru mulți oameni pe care îi cunosc, în diaspora a căpătat alte valențe. Toată această distanțare, această rupere de rude, prieteni, locuri natale, tot ce înseamnă natură, tot ce înseamnă absolut tot, te fac să te gândești serios la... Doar că fiecare are alt mod de a percepe și de a cântări lucrurile. Probabil că statul român ar trebui să facă mai mult în a conștientiza faptul că se poate și în România și că statul român are nevoie de ei. Pentru că știm că una din problemele cele mai serioase ale României în acest moment, de care se plâng și patronatele și inclusiv instituțiile statului, că forța de muncă este problema cea mai mare. E o problemă gravă și cred că foarte mulți români și-ar găsi locul dacă s-ar întoarce. Mulți dintre ei au făcut și bani în străinătate, corect, care sunt de mulți ani, așa cum și dumneavoastră ați, nu știu, în prezent dacă mai acționați în domeniul afacerilor, spuneați că la un moment dat aveați intenția asta să vă mutați. Ce vă cer practic românii? Ce vă cer? Șosele, spitale? Mie personal nu-mi cer, că personal e complicat să promit. Dar ce cere cel mai mult înseamnă, sunt lucruri cunoscute. Infrastructură, servicii sociale, tot ce înseamnă servicii medicale, educație, ceea ce în statul, în țara în care locuiesc acum, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt mult mai bine administrate și au mult mai multă siguranță. Da.
În continuare, salariul continuă să crească în România. Bine, se ajustează el și cu rata inflației. Acum avem o recalculare masivă a pensiilor. Cred că cine e în România știe foarte bine că oamenii nu se mai, cel puțin pensionarii, nu se mai salută pe stradă cu ce mai faci sau se salută cu ți-a venit recalcularea, să fie o glumă așa. Spuneți că nu mai e așa pe primul loc, că nu mai sunt finanțele atât de importante, deși mulți dintre ei pentru asta au plecat când au plecat, nu. Pentru că nu le ajungeau banii de pe o zi pe alta. Nu. Din ce am constatat eu în urma atâtor întâlniri cu ei, majoritatea spun că nu partea financiară îi oprește să facă pasul. E greu să convingem românii, nu știu, cei plecați recent să se întoarcă? Mă gândesc că i-ar putea fi o țintă mai ușoară, să zicem așa, în campaniile pe care campaniile guvernamentale. Ei încă poate nu sunt așa de bine integrați acolo, poate nu au copiii de 5 ani la școală. Nu știu, sau credeți că ar fi nevoie de un program care să-i vizeze pe toți? Da. Cu siguranță este o nevoie de un program mai amplu și în care să se regăsească fiecare. Politicile de adresate românilor care ar vrea să se întoarcă trebuie să fie mult mai concrete și mai aplicate. Vă spuneam că m-am inspirat în legea la care lucrez, că din politicile altor state care au făcut acest lucru. Unele au dus o politică de repatriere directă, alții au dus o politică de repatriere prin investiții ale cetățenilor lor. Antreprenorii din diaspora, să știți că sunt din ce în ce mai interesați de a investi în România. Asta nu înseamnă că se vor repatria neapărat fizic. Da? Cei care și-au făcut un oarecare business de succes în țara în care locuiesc au la îndemână instrumente în ziua de azi prin care pot să conducă o afacere și de la distanță fără să fie neapărat nevoie să fie prezent fizic. Poate că și către această categorie ar trebui să ne orientăm atenția. Părerea mea este că, totuși, nevoia cea mai mare în acest moment este această forță de muncă calificată. Cei mai mulți dintre ei s-au calificat în țările în care au plecat la locul de muncă, să spunem. Este și aici o problemă că majoritatea dintre ei nu au poate doar un contract de muncă care să le demonstreze faptul că a lucrat, nu știu, instalator sau zidar sau fierar betonist. Da. Ei nu au plecat cu o calificare nici din România, nu au făcut nici acolo cursuri prea puțin dintre ei au făcut cursuri sau calificări. Simplu fapt că au lucrat mulți ani în meseria respectivă, îi califică să poată face acea meserie. A, și ei nu prea au cum să demonstreze în România asta, spuneți? Sau? Da, sunt anumite medii din România care cer și o astfel de calificare, să demonstreze calificarea respectivă. Da. Pe de altă parte, au plecat și mulți medici în afară. Știm bine, Europa de Vest fură creiere, să zic așa, și e normal să te duci la câștiguri de 6, 7, poate 8.000 de euro pe lună în țările care plătesc bine medicii, nordul Europei, poate, nu știu, Belgia, Germania, nu știu exact salariile. Franța, da. S-a tot discutat despre introducerea, nu știu, unei taxe sau e controversată și multă lume nu e de acord cu așa ceva, deși statul român folosește foarte, foarte multe resurse ca să scoată un medic. Vorbim de mulți ani de școală și nu e vorba doar de finanțare, că mulți intră la buget, adică e finanțat. E și mult timp și e vorba și că la un moment dat ia locul altuia, el pleacă în străinătate și noi rămânem cu acest deficit de medici în țară. Credeți că sunt necesare măsuri în acest sens, măsuri concrete? Să punem, nu știu, studentul la medicină care vrea să plece, măcar să plătească pentru anii de studiu anterior, finanțați de stat? Nu cred că asta e metoda prin care putem să-i oprim.
la urmă urmei am ales să fim parte integrantă a comunității europene, am ales să fim, să trăim în democrație. Nu cred că prin aceste metode putem rezolva problema. Îngrădirea de orice fel nu cred că duce la schimbarea de mentalitate. Cu siguranță, crearea mediului mai prin măsuri concrete prin care să-i atragem pe cei care plecați sau să-i convingem pe cei care își termină studiile acum să rămână. Și aici nu putem să nu fim de acord că salariile, de exemplu, sănătate și chiar și în învățământ au mărit considerabil în ultimii ani. Și tendința, cel puțin a medicilor și a profesorilor, părerea mea este că este în scădere tendința lor de a pleca. Mai degrabă trebuie să ne orientăm spre cei care deja au plecat și constatând deficiența de cadre, mai ales în sănătate, ar trebui să vedem cum reușim să-i atragem înapoi. Sunt modele prin tot felul de prin implicarea statului în tot felul de scutiri de taxe pe perioade limitate de timp, prin care să încurajeze și antreprenorii să angajeze un specialist din sănătate acordând, o scutire de taxe pe forță de muncă, un ajutor eventual care e concret în a susține un salariu mai bun pentru specialistul respectiv. Da, e clar că și restul Europei se confruntă cu o criză de medici. Ne uităm și nu neapărat medici, cât și personal sanitar. Adică aici vorbim și de asistente, și de infirmiere, și de... Adică în Italia e o criză majoră pe zona aceasta de asistenți medicali și infirmiere și tinde să se ducă și către zona de medici, mai ales după pandemie. Pandemia a lovit foarte dur Italia, din câte am văzut. Da, că după... sau mulți medici ori s-au orientat către alte țări, ori s-au retras, ori s-au reorientat către domeniul privat. Spuneați la un moment dat de copierea politicilor publice făcute de țările care au reușit. Nu neapărat copierea, cât aceste politici le putem lua ca exemplu. Bineînțeles, trebuie să le adaptăm la realitatea din România. Nu putem lua copy-paste ce a făcut Polonia. Poate că în anumite domenii se potrivește, poate în alte domenii nu se potrivește. Eu asta am încercat să fac. Munca asta de 5 luni nu a fost în a gândi conceptul. Munca cea mai mare a fost în a studia tot ce s-a întâmplat în alte țări și a lua modele. Am fost în Portugalia, m-am întâlnit cu parlamentari portughezi care au lucrat în domeniul ăsta de politici și au lucrat la legile lor. Am primit de la ei o documentație destul de amplă, am primit și din Polonia. M-am informat mai bine și din Grecia, știam de-a lungul timpului că au fost și acolo la ei. O să dau un simplu exemplu, trecând de la subiectul cu medici, cu medici și cu specialiști, că mi-a venit acum în minte. Eu când m-am adus copiii în Grecia, neștiind ce să fac cu ei, cum să procedez cu școala, m-am dus la Ministerul Învățământului din Grecia. Și acolo am fost, în afară de că faptul că mi s-a spus ce drepturi au, cum aș putea să-i dau cu două clase în urmă, cu una sau în aceeași an, la un moment dat o doamnă de acolo m-a întrebat, dar copiii vorbesc engleză? Fata era mai mare, vorbea engleză. Și mi-au îndrumat să o dau la o școală pe care eu o deschiseseră prin anii 70 și care funcționa încă, care era undeva în afara Atenei, dar avea un sistem foarte bine pus la punct, veneau cu autocarele, le luau copiii de acasă, îi duceau, îi aduceau. Școala respectivă a fost deschisă în vremea respectivă pentru copiii grecilor care se repatriau. Și predarea era în limba engleză, dar făcea o limba greacă intensivă în fiecare zi pentru a-i putea după aia muta la alte școli după ce învățau foarte bine limba greacă. Deci m-am folosit inclusiv eu de sistemul lor de ajutor către cei care doreau să întoarcă, exceptând facilități fiscale sau de altă natură, aplicat pe educație. Da, o idee interesantă, o idee foarte interesantă să aplici. Da. Adică, nu știu, acum, personal nu cunosc, poate există astfel de școli, nu știu, pare puțin ciudat acum să înveți limba română, dar ai nevoie, pentru că sunt mulți în afara granițelor.
Dacă nu avem nevoie de școli, oricum, regional măcar ar trebui să avem genul ăsta de școli, dar măcar în școlile, în comunitățile mari și în școlile în care învață mulți copii, nu ar fi o problemă să avem clase pregătitoare. De exemplu, în Germania au în fiecare școală o clasă pregătitoare pentru emigranții care învață limba germană. Doar că noi ar trebui să o facem invers. Un an de zile au dreptul să facă, au dreptul, pot să facă acest, să participe la cursuri, să facă cursuri la aceste clase de integrare. Învață limba și au dreptul ca la 4 luni, la 6 luni, în primul trimestru, în al doilea, să se transfere la clasa normală în momentul în care stăpânește limba într-un coeficient în care să-l poată ajuta să participe la cursurile normale. Da, spuneați de imigranții care, da, sunt în Germania numeroși, care, da, după cum vedem și da, în... La fel am putea să, ar putea să facem și noi în comunitățile mari de România, să, de, în orașele mari, în satele cu populație mai mare, clase pregătitoare prin care copiii românilor să vină să aibă o perioadă de adaptare. Și nu neapărat de învățare a limbii române, dar poate de corectare a limbii române. Da. Avem cazuri de copii care vorbesc, dar nu scriu, sau vorbesc stâlcit, sau... Au... Eu vă spun și din experiența mea. Am adus nepotul în clasa... Am mers în clasa 0 în România. Am învățat în... Au fost la grădiniță în limba greacă, în casă vorbeam românește, făcea și engleză. Când am venit în România, am dat... M-am lovit de problema asta, pentru că avea tentație să folosească cuvinte care veneau mai ușor în minte. Deci a fost o perioadă destul de grea și pentru el. Bineînțeles că trebuie și profesorii și părinții să fie în permanent contact ca să poată rezolva și să fie trecerea asta cât mai ușoară. Da, da, bine. Eu când am zis că am exagerat un pic și era mai mult sub formă de glumă când vezi românii limba română. E clar că vorbim de o corectare, că se vorbește în continuare în familiile Sunt de români. Sunt situații în care românii refuză să... și înveți copiii limba română, sunt cazuri izolate. În marea majoritate a cazurilor românii și învață, dacă nu participă copiii la cursuri pe la asociații sau biserici sau în orice altă locuri unde se poate învăța limba română, îi învață în casă, să știți că nu... Este, mi se pare absurd ca cineva să nu își înveți copilul limba, să nu poată reacționa, interacționa cu bunicii sau cu verișorii sau cu, când vin într-o vacanță. Da. Dar se întâmplă, sunt cazuri izolate, dar se întâmplă și asta. Cred că ar putea funcționa bine, mai ales în contextul în care acum așteptăm în fiecare an majorarea acelui număr de imigranți ca să suplinească lipsa forței de muncă din România. Și ei la rândul lor au nevoie de aceste centre unde să învețe limba română, îi vedem în București, în marile orașe, București, Cluj, Constanța, Timișoara, îi vedem peste tot pe scutere, livrează mâncare, sunt mulți veniți din India, din Bangladesh, din Nepal, mulți dintre ei, dacă, nu știu, le dă o eroare aplicația și trebuie să vorbească cu cel căruia trebuie să-i ducă mâncarea, s-a pierdut totul, nu mai știe ce să mai facă pentru că el vorbește doar limba lui. Destul de alarmantă este și o altă problemă care... În ultimii ani se nasc mai mulți copii români în diaspora decât în România. Și aici trebuie cumva acționat concret prin stimulente ca părinții în momentul în care hotărăsc să facă o familie și așa mai departe, după câțiva ani de diaspora în care probabil că și-au pus măcar din punct de vedere economic cumva viața în ordine, poate că ar trebui să gândim politici prin care să îi atragem să vină în România în momentul în care se hotărăsc să facă, să aibă copii. Da, doar că și aici, iar vedem cu nașterile, mulți preferă să nască la privat, unde sunt ceva sume mai mari. Aici, la asta mă refer. Da, adică da, ar fi o idee. Ar fi o metodă prin care să creștem natalitatea în România și să întoarcem balanța asta care ne arată că se nasc mai mulți copii afară decât în România. Ar mai fi, că tot spuneați de copii, ar mai fi problema aceasta a copiilor care rămân singuri în România. Adică sunt atâtea familii care pleacă. Chiar astăzi am avut o întâlnire cu Salvați România, o întâlnire programată de astă vară, de când am participat la niște
evenimente organizate de, în colaborare cu administrații publice locale, de conștientizare a fenomenului și încercăm să găsim soluții și să venim cu... Poate, mă gândesc deja în scurt timp să încercăm să aducem și reglementări dacă studiem tot ce există și ce funcționează în momentul ăsta. Mă îngrijorează foarte mult problematica celor copiilor rămași acasă, mai ales mă îngrijorează foarte mult abandonul școlar, care este o rezultantă a faptului că părinții nu sunt conștienți că copilul lăsat acasă fără atenția cuvenită în grija rudelor de cele mai multe ori pot să ducă și la fenomenul ăsta, nu mai zic de alte, de consum de droguri sau știu, să crească infracționalitatea în rândul copiilor. Sunt metode prin care să poți controla, dar cei mai mulți nu au încredere în, cu cât am vorbit eu cel puțin, îmi spun că li este frică să meargă să scoată acea hotărâre judecătorească de tuturor pentru, pe motiv că ar putea veni statul român să le ia copiii, să nu înțeleg că prin faptul, prin simplu fapt că tuturile are un drept să-l suplinească în orice caz medical, la școală, la înscriere la școală, la orice tip de nevoi, datoria lui de părinte sau tot ce înseamnă drepturile lor părintești nu îi sunt absolut deloc afectate, anulate, da. Că legea prevede foarte clar că în momentul când părintele vine în România, semnătura lui este peste acea hotărâre judecătorească, deci anulează acea hotărâre judecătorească, oriunde s-ar duce, este valabilă semnătura lui, nu a tuturor. Chiar dacă vine definitiv sau vine temporar în România. Dar pentru asta trebuie dus campanie de conștientizare prin care să înțeleagă nevoia de a declara când pleacă și de a... pentru că sunt organisme, cum ar fi Salvați Copiii sau și altele din România, care au programe prin care îi ajută. Și din punct de vedere de ajutor prin cale de suport psihologic sau de orice altă natură. Chiar au programe prin care de after school sau de programe de recreere sau, și ajută, pot ajuta și părinții, atât cât părinții cât și copiii minori rămași acasă. E clar că lipsa de informare, e teama aceasta, nu știu, a devenit așa un motiv, statul mi-a copiii. Nu știu, bine, au fost deja celebrele cazuri, familia Bodnariu cu... Bine, au fost cazurile în diaspora, au fost cazuri, de mai mult sau mai puțin justificate. Mai degrabă nejustificate, dar eu aici discutam despre cei care rămân acasă și de multe ori atenția pe care le acordă cei în grijă care i-a lăsat nu este de ajuns. Da. Timpul alocat emisiunii noastre a expirat. Îi mulțumesc domnului senator pentru discuția pe care am avut-o. Am analizat niște date, am venit cu niște măsuri, sper eu, cât mai concrete și câteva sugestii despre cum am putea să îmbunătățim unele dintre problemele semnalate tot mai des de români din afara granițelor țării, mai ales cu copiii care rămân singuri acasă, e o problemă care afectează și comunitatea locală de acolo, pentru că, da, nu știu, de multe ori primarii poate nu știu ce să fac, poate nu au suficiente fonduri, poate, nu știu, sunt probleme care ar trebui avute soluții și din partea specialiștilor. Specialiștii să vină cu soluții și noi încheiem aici. Până data viitoare, o zi bună, la revedere! Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.